Cei aproape 15 pensionari prezenți la întâlnirea cu primarul municipiului Roman Lucian Micu au fost și cei mai darnici în sfaturi pentru autoritățile publice locale, aducând în atenția primăriei și cele mai diverse probleme, de la prețul gunoiului, la lipsa gazului metan în anumite zone ale municipiului, de la infractorii minori, la intermediarii din piețe și de acolo la ciorile din parc. Cu chef de vorbă, ei au oferit tot felul de sfaturi edililor, ajungând să facă și propuneri tehnice privind modul în care primăria ar putea să obțină mai mult curent la microhidrocentrală. Edilul șef a mers pe adevărul proverbului românesc: dacă nu ai un bătrân, să ți-l cumperi, invitându-i la dialog pe cei prezenți pentru a lua pulsul orașului. Am încercat în această perioadă să mă întâlnesc cu fiecare categorie socioprofesională, astfel încât să am o imagine cât mai corectă asupra ceea ce voi avea de făcut în orașul nostru și, bineînțeles, asupra ceea ce își doresc oamenii, pentru că, din punctul meu de vedere, asta este cel mai important, să ascultăm și ceea ce oamenii își doresc, pentru că nu întotdeauna proiectele autorității locale pot coincide și cu dorințele oamenilor. Și de aceea am vrut, în această perioadă, să luăm în primul rând pulsul comunității noastre. Se spune că cine nu are un bătrân, să-și cumpere. Eu nu v-am chemat aici astăzi ca să vă cumpăr, pentru că eu consider că sfaturile dumneavoastră cred că sunt cele mai importante pentru administrația locală, pentru întreaga comunitate și chiar mă bucur că ați răspuns pozitiv invitației mele. Eu vreau să vă invit la dialog. Președintele CR Pensionar Dumitru Călărășanu a ridicat problema scumpirii gunoiului, care în opinia sa vine să dijmuiască și mai mult veniturile și așa mici ale romașcanilor de vârsta a treia, care trăiesc unii din pensii de mizerie. Suntem foarte mulțumiți că prezentăm interes pentru cineva, că până la ora actuală nimeni nu ne-a întrebat nimic. Deci asta e situația. Să trecem la problemele noastre. Pensionarii, după cum știți, sunt o categorie socială foarte disciplinați, foarte conștiincioși, trebuie să achită toate datoriile și toate taxele, impozitele și alte probleme. Durerea care se aude este problema gunoiului, pentru că se va scumpi. În nivelul orașului a fost niște rezolvări, o rezolvare a acestei probleme, dar la ora actuală nu o cunoaștem, nu știm și se pare că se va scumpi foarte mult gunoiul. Deci noi cerem, din punctul nostru de vedere, să facă ceva la nivelul orașului. Primarul Lucian Micu a spus că iminenta scumpirea gunoiului menajer nu ține de Consiliul Local, ci de taxele de mediu și de gestionarea depozitului ecologic de la Girov și sunt impuse prin decizii guvernamentale și județene. Referitor la prețul gunoiului, într-adevăr, ați precizat foarte bine faptul că au fost o serie de dezbateri în mediul public de pe raza municipiului Roman. Este o problemă însă națională și vă dau două informații foarte importante care sunt bine de știut. Practic, din anul 2015, de când s-a descris depozitul ecologic de la Girov, un depozit ecologic gestionat de un serviciu de specialitate al Consiliului Județean, a fost aprobată o taxă de depozitare în acest depozit ecologic de aproximativ 45 de lei, cu tot cu TVA, pe metru pe tonă. Ideea noastră a fost încă de la început aceea de a face economii pentru cetățenii municipiului Roman și chiar dacă au existat foarte multe presiuni în acea perioadă, noi am preferat să continuăm depozitarea deșeurilor pe depozitul temporar de la Roman, care are în continuare autorizație de funcționare până în anul 2018. Problema este alta, că încet cu încet acest depozit devine insuficient și atunci trebuie să luăm în calcul această depozitare la depozitul ecologic de la Giro. Dar este vorba de o taxă stabilită de Consiliul Județean și care nu ține de municipiul Roman. Să spunem că asta nu implica neapărat o creștere așa de mare. Problema cea mai mare o reprezintă o taxă de mediu
stabilită printr-o ordonanță de urgență numărul 31 din 2013, care prevede o taxă de mediu de 80 de lei pe tonă, care trebuie plătită la depozitarea în depozitele autorizate. Cred eu că acest lucru reprezintă cel mai mare factor care determină sau care poate determina o creștere la prețul gunoiului. Practic, ați văzut, v-am explicat până acum doi factori care determină creșterea prețului, dar care nu țin de primăria municipiului Roma. În anii trecuți, municipiul Roman este membru al Asociației Municipiilor din România și în anii trecuți, prin presiunile pe care le făceam noi la guvernanți, am reușit tot timpul prorogarea termenului de implementare acestei taxe de mediu. Un pensionar din cartierul Nicolae Bălcescu a solicitat sprijin primăriei în investiții legate de aducerea gazului metan pe capetele de străzi pe care acesta lipsește, lucru în care municipalitatea nu se poate implica. O jumătate de stradă nu avem gaz metan. La intersecția Mărului cu Narcisilor și Tinosului, o jumătate de stradă este gaz metan. De la intersecția Tinosului până în strada 8, și jumătate de stradă nu avem gaz metan. Problema care este cunoscută la primărie, noi am ridicat-o de mai multe ori. Noi, până la urmă, ne-am organizat un comitet de inițiativă, avem șansa, din nivel de rigoare, să-și fie cu casă pe strada noastră, în zona noastră, un inginer care lucrează la Ion, Târgu Mureș. Da. El ne sprijină, noi deja am achitat o taxă pentru un proiect, așa, de cam costă cam 60 de milioane de persoane ca să o luăm pe cont propriu. Noi, până la urmă, vom trage și primul interesat e el, și-a făcut o vilă așa modestă și încălzirea e proiectată de gaz metan, deci el e săracul nevoit. Se insiste și ne întâlnim și pe noi după el. Dar dacă am putea să obținem cât de cât sprijin din partea primăriei, n-ar fi de neglijat. E interesant așa, că pe Ocniții este, în zona unei locuiți noastre, este gaz metan și tot așa, s-o lua selectiv, nu știu cum, tragerea gazului metan în Bălcescu. Una din marile probleme cu care se confruntă romașcanii, mai ales cei de vârsta a treia, e cea legată de bandele de tâlhari minori care roiesc în tot orașul și buzunăresc în special pe vârstnici. Eu m-aș referi la două aspecte și amândouă depind de Consiliul Municipal și de primar. În primul rând, infracționalitatea juvenilă. Dumneavoastră aveți poliția locală. Avem piețele. Când piețe se întâmplă cele mai multe probleme, acolo se concentrează o mulțime de bani, de oameni, cu bani, cu marfă, cu absolut tot. Și în Anton Pan, și în Mirodava, și în piața centrală. Aș dori de la dumneavoastră și vă propun ca poliția locală, sunt puțin și dumnealor, e adevărat, nu cuprind tot. Nu se poate să cuprind tot. Dar poliția locală să-și facă datoria mai corespunzător. Sunt acești copii care îi vede, ei cunosc de la una la alta. Acești copii să-i scoată, să-i trimită de acolo. Nu știu prin ce măsuri, să-i trimită la centri, să-i trimită unde trebuie. Fiindcă aceștia sunt cei care provoacă și bagă mâna în genți și împing oamenii din nu știi. Eu, meseria mea probabil a fost înrudită cu această treabă și mă mai pricep. Dar vine, te împinge și ți-a luat banii. Culmea este altceva. Că cei care sunt de față și uneori chiar au văzut, nu intervin. Și nu intervin că pe lângă acești copii sunt alții în spatele lor care le frică. Vă spun și la magazinul ceareului s-a întâmplat. Când unul a băgat mâna în buzunar, adică într-o geantă la o femeie și chiar un salariat al nostru a văzut, a trecut din gură. Și când l-am întrebat că vine și ne-a reclamat, băi, de ce n-ai spus? Păi, domnul consilier, mi-e frică că ăștia te așteaptă pe stradă. Hai să vedem și cu copiii ăștia să identific, adică știm, să vedem și aia care din spatele lor, că aia sunt cei mai periculoși. Din păcate, spune edilul șef, problema minorilor delicvenți este una care nu are rezolvare din cauza faptului că legislația este deficitară și cei sub 14 ani nu pot fi trași la răspundere. Propunerea municipalității romașcane de a ceda Ministerului de Justiție imobilul fostului liceu industrial numărul 1 de la ieșirea din municipiu, în care ar putea să se înființeze un centru zonal de reeducare a minorilor delicvenți, a rămas fără răspuns, tot din cauza legislației incomplete. Cea cu infracționalitatea juvenilă este într-adevăr o problemă reală în municipiul Roman
Și pe lângă zonele pe care le-a spus dumneavoastră, să știți că mai e și această zonă de la Profi de aici din față și prin zona Pascal. Noi le avem și încercăm să le monitorizăm, însă e o problemă legislativă. Nu ține de autoritatea publică locală și nici de competențele poliției locale. Noi identificăm acești tineri infractori și îi predăm la poliție. După o oră, aceștia iesă, pentru că nu au o legislație care să permită sancționarea copiilor sub 14 ani. Foarte multe demersuri am făcut în trecut și chiar noi am venit cu propuneri către ministerele de resort, astfel încât să punem la dispoziția Ministerului Justiției un spațiu pentru crearea unui centru de reabilitare a infractorilor minori. Practic, noi pași în acest sens am făcut ca și Consiliul Local, atât cât stă în limita de competență a Consiliului Local. Pensionarii s-au întrecut în sfaturi date edilului șef în cele mai diverse probleme, de la modul de a stârpi ciorile din parc, la modul de administrare al gropilor de pe unele străzi, la lipsa rampei de acces pentru persoanele cu handicap sau la modul dezolant în care arată clădirile părăsite ale unităților militare dezafectate.